dimineața, domnilor consilieri, așa cum ați luat la cunoștință prin convocarea făcută de domnul primar, conform dispoziției 203 din 15-11-2021, urmează a vă prezenta proiectul de hotărâre prevăzute la ordinea de zi, după cum urmează. Articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunității Conței din data 29.10.2021. Inițiator, secretarul general al Comunii Dănilă, Vasile. La articolul 2. Avem proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren pe care sunt edificate case atribuite în concesiune în zona satului Grigore, în Comuna Sporțeni de Zbacău. Inițiator, domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 3 avem proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, în paranteză ROF, al primarului Comunei Sporțeni de Zbacău, inițiator tot domnul primar. Acest regulament este reactualizat în funcție de legislația în vigoare. Efectiv, trebuie pus în aplicare ordonanța 57 privind codul administrativ. La articolul 4 avem proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7, acu 2 și acu 3 din hotărârea Consiliului Local din 27, hotărârea numărul 27 din 25.06.2021 privind stabilirea impozitului și taxelor pentru anul fiscal 2022. Inițiator, domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 5 avem proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport și personal didactic și nedidactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Scorțeni pentru luna octombrie, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. La articolul 6 vom avea întrebări, interpretări, informări ale primarului și consilierului local. În caz de consecințe, domnilor consilieri, pot să vă prezint un referat al domnului primar Anton Gheorghiță Cătălin, privind suplimentarea ordinii de zi conformitate cu articolul 135, alineatul 8 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare. Domnul primar, vă solicit să aprobați suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 25-11-2021 cu următoarele proiecte de hotărâre care nu mai pot fi amânate până la următoarea ședință a Consiliului Local al Comunei, după cum urmează. La articolul 1 avem proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al reprezentantului legal al UAT Scorțeni, respectiv a domnului primar Anton Gheorghiță Cătălin, pentru perioada mandatului, pentru ședințele adunării generale acționarilor ASC CRAB Bacău, cât și pentru ședința CRAB din data de 6-12-2021. Deci inițiatorii sau inițiatorul acestor proiect de hotărâre este domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumului de interes local în satele Scorțeni, Florești, Grigore, Bogdănești, Serpeni, din Comuna Scorțeni de Zbacău, faza DALE și a indicatorilor tehnico-economici. La articolul 3 este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Domnul președinte, vă înaintez documentația și să începem procedura de a dezbate proiectul de hotărâre pentru ședința de astăzi. Da, mulțumesc, domnule secretar. Bună dimineața, bună ziua, domnilor consilieri. Bine ne-am regăsit sănătoși pe toți. După cum ați auzit ordinea de zi și suplimentarea cu cele trei proiecte, o să dăm curs acestei ordine de zi, sunăm consilierii, vedem dacă facem vorum și dacă suntem de acord cu proiectele propuse pentru astăzi. Vom suna prima oară pe Avram Nuța. Alo? Alo, bună dimineața! Sărut mâna! Săndelu Ondu sunt, președinte de ședință. Suntem în ședința ordinară de astăzi.
ați luat la cunoștință ordinea de zi și suplimentarea cu cele trei proiecte, cred. Da, am luat. Așa e. Haideți să trecem pe fiecare în parte. Aprobarea procesului verbal din data de 29. Scuze, prima oară dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Sunt de acord cu ordinea de zi, da, și cu suplimentarea. Da, bine atunci. Haideți să trecem la primul articol, aprobarea procesului verbal din 29-10. Dacă sunteți de acord, aveți comentarii? Da, sunt de acord. Da, la articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren pe care sunt edificate case din satul Grigoreni. Dacă aveți comentarii, întrebări și cum pledați la acest articol? Da, aici, la punctul ăsta, mă abțin, cunosc foarte bine situația. Deci nu vreau ca să intru prea mult în amănunte. Aș, părerea mea, dacă l-au luat în concesiune de 25 de ani, plătească am înțeles, deci vă abțineți. Da, la articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului. Cum pledați? Aici sunt de acord. Da. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7 a 2 și a 3 din HCL-ul numărul 27 din 25 a 6 prevede modificarea codului fiscal. Da, sunt de acord. Da. La articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe transport a personalului didactic. Da, sunt de acord. Da. Trecem la suplimentare. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Anton Gheorghiță pentru perioada mandatului, pe toată perioada mandatului, pentru ședințele adunării generale de la CRAB. Dacă... Da, sunt de acord. Așa, îl mandatăm pe domnul primar. Articolul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local în satele Scorțeni, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Șerpeni, comuna Scorțeni, care este în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici. Deci este aprobat proiectul de noi, dar știți, e suma reactualizată cu alte costuri, cu alte norme a scumpirilor. Da, sunt de acord, iar articolul numărul 8, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Au mai intrat, sau au să intre, mai bine zis, niște bani pentru ajutorul de încălzire pentru locuințe în jurul datei de 17 decembrie, cred. Da, sunt de acord. Așa. Atunci trecem la articolul numărul 9, întrebări, interpelări, informări ale primarului, consilier local, declarații politice, dacă aveți ceva să ne transmiteți. Nu știu cine este acolo, am depus o cerere acum numai domnul primar, către domnul primar, n-am primit niciun răspuns, dar... Ce înțeles, am să iau legătura și... Da, am mai spus în ședința anterioară, dar suprageața din mine să mai jucească. S-o nota, spune. S-a consemnat. S-a consemnat. Sper. S-a consemnat vreo două ori, domnul secretar. Sper în mandatul meu de președinte să primiți și răspunsul. Bine. Da, mulțumim, o zi plăcută. Să rămână, sănătate. Voi sunăm pe... Beța. Domnul Beța Toni. Avem telefonul închis sau? Ocupat.
Bună dimineața! Sandel Vondu, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ai luat la cunoștință cu ordinea de zi și cu suplimentarea cu cele trei proiecte, dacă... nu pot să-ți dau, a venit în ultimul moment, nu pot să-ți dau detaliile astea eu, ca președinte. Ne-am găsit în fața faptului împlinit. Dacă ești de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Sunt de acord cu suplimentarea și ordinea de zi. Da, mulțumim. Atunci trecem la primul proiect, aprobarea procesului verbal din 29-10, dacă... De acord. Proiectul numărul 2, articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobare a prețului de vânzare a celor două parcele din Grigoreni, din satul Grigoreni. Am înțeles, acele două parcele care unde sunt? Acele două parcele sunt, zic imediat că mi-am notat pe o foaie, Potoroacă și Burcă Florin. Am înțeles, Marche. Cinere? Da. Așa e, nu? Dacă nu se trebuie să dea mai în detaliu, nu știu exact ce e acolo, ci cum e. Exact. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate. Dacă ai discuții, întrebări... Da. Abținere. Așa, articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7 A2-A3 din HCL-ul numărul 27 din 25-6-2021. Aici prevede modificări la codul fiscal pentru taxele din anul 2022. Da. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru personalul didactic. Pentru școală, da, 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 profesor și asta. De acord. Da. Trecem la suplimentare. Articolul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Anton Gheorghiță Cătălin, primar, pentru ședințele adunării generale de la CRAB. Pe tot timpul mandatului să fie... Da, suntem de acord, da? Da, da, da. Bine. Articolul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local din satele Scorțeni, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Șerpeni, Comuna Scorțeni, care este în faza Dali. Aici este prețul, deci noi este aprobat proiectul, dar acum la prețurile după scumpire. Asta trebuie. Exact. Și articolul numărul 8, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe venituri și cheltuieli pe anul 2021, trimestru 4. Prevede un deci banii care vor intra ajutor pentru încălzire la locuințe. Așa, iar la articolul numărul 9, întrebări, interpelări, informații, declarații. Informații, primul lucru care vreau să întreb și dacă e doctrimat acolo, are de gând termină monita asta sau o rătăm așa găzuită? O să îi comunic și o să-ți aduc răspunsul personal. În ce fază este? În ce fază este lucrarea? Ați terminat 50% din lucrare? Nu, e prin jumătate, da. Cam 50%. Mai terminat, dar au rămas găurile cum le-au săpat cu doamna Vici și băieții de la ajutorul social, le-au adâncit și le-au pregătit. Nu-i păcat, acum s-o luăm de la început iară. Am înțeles. Cum se află 50% din lucrare? Deci se poate circula mai bine acum, da? Da, e jumătate proprie, deci e jumătate din drum făcut. Jumătate unde era chiar am înțeles. Discutăm și trebuie să, dacă tot s-a început, trebuie... Da,
terminat. Bine, bine. O zi plăcută să ai, sănătate. Trei, sunăm pe domnul sau doamna? Ceaușul nu cita. Ceaușul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, da? Salut, mâna! Bună ziua! Sunt de luându președinte ședință în ședința ordinară de astăzi. Ați luat la cunoștință cu ordinea de zi și cu suplimentarea, cu cele trei proiecte. Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și suplimentarea. Da, bineînțeles. Da, atunci să trecem la articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 29.10. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord sau nu? Da, sunt de acord. Mulțumim. Articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele. Cred că știți, la domnul Potoroacă și domnul Burcă Florin. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Am înțeles. Mulțumim. La articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate. Da, sunt de acord. Cu toate celelalte, ca să nu mai pierd timpul, sunt de acord. Am înțeles. Mulțumim. Deci, la toate proiectele, da. În afară de proiectul numărul 2, cu 9. Am înțeles. S-a consemnat. Da. Mulțumim. O zi plăcută. Sunăm pe doamna sau domnul? Cernat. Baby, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alo, da? Bună dimineața! Bună dimineața! Sândelu sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară, ai luat la cunoștință cu ordinea de zi și cu suplimentarea cu cele trei proiecte. Da, da. Cum pledezi? Ești de acord? Nu ești de acord? Da, da, sunt de acord. Deci ești de acord. Atunci să trecem aprobarea procesului verbal din 29.10. Dacă ai discuții, ești de acord sau nu? Da, da. Ești de acord. Articolul 2. Da. Proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren din satul Grigoreni. Domnul Potoroacă și domnul Burcă. Da, le-am studiat și alea, da, sunt de acord. Așa, articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate. Cum pledez? Da. Ești de acord? Da, da. Da, mulțumim. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7 a 2 a 3 din HCL-ul numărul 27 din 25 a 6. Ăsta prevede modificările codului fiscal pentru anul 2022, la taxe și impozite. Da, 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 la fiat, da. Da, articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic. Dacă... La fiat, domnul, tot la fiat, da. Da. Pe trecem la suplimentare, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Anton Gheorghiță Cătălin pentru ședințele de la CRAB. Adunării generale a acționarilor. Fără probleme. Îl mandatăm pe domnul primar să fie acolo. Așa, articolul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local Scorțean, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Șerpeni, care este în faza Galii. Fără să stăm din plenul, da? Da. Și articolul numărul 8, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe venituri. Asta prevede ajutorul de încălzire. O să intre niște bani care pentru... Da, domnul. Da, iar la articolul 9, întrebări, interpelări, declarații politice? Nu am, domnule. Nu? Nu.
O zi plăcută, să aveți, mulțumim! Să trăiți, mulțumesc, de asemenea! Numărul 5, sunam pe domnul? Sau doamna? Cipca. Domnul Cipca Ionuț. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt Delu Undusân, președinte ședință. Suntem în ședință ordinară. Ai luat la cunoștință cu ordinea de zi și cu suplimentarea cu cele trei proiecte. Așa de ordine, dacă se poate. Spun. Am făcut toate la sfârșit după ce ați ascultat? Da, fără probleme. Că nu pot să vorbesc acum să fac ședință. Bine. Și nu pot să amar. Bine. Da, domnul și pe sunăm la sfârșit, că are o problemă sentimentală. Cobuz. Cobuz. Cobuz Lidia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Salut, mâna! Bună ziua! Sunt de bondu, sunt președinte de ședință, ședința ordinară de astăzi. Ați luat la cunoștință ordinea de zi și suplimentarea cu cele trei proiecte? Suplimentare cu ăsta e mai zi odată. Cele trei proiecte venite în ultima oră. Da. Știți despre ce este vorba, da? Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului domnului primar pentru adunarea CRAB. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat la reabilitare drumuri de interes care este în faza Dali, adică scumpirea aia care... reactualizarea prețurilor. Da, și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, venituri, cheltuieli, ajutorul de încălzire care s-a dat la oameni, da, care o să ne intre în banii. Da. Dar deci sunteți de acord cu... În decembrie. În decembrie, ci că zice, da, domnul secretar. Nu știu, deci eu mi-am făcut în date, eu am trimis la dată corespunzătoare. Am înțeles, da. Ci că pe decembrie o să avem. Da. Deci sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Da. Da, articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal din data de 29.10. Dacă aveți discuție, sunteți de acord? Așa, articolul 2, proiect de hotărâre privind însușirea raportelor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare. Aici mă abțin. Vă abțineți. Da, articolul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a primarului. Da, sunt de acord. Da. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7, A2, A3 din HCL-ul numărul 27 din 25.06.2021. Prevede modificarea codului fiscal pentru taxe și impozite din... Da, sunt de acord. Sunteți de acord. Articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport. Sunt de acord, sunt de acord. Trecem la suplimentare. Aprobarea... proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Anton Gheorghiță Cătălin în ședințele acționarilor. Da, sunt de acord. CRAB. Sunteți de acord și cu acesta. Da. Așa, articolul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general al proiectului reabilitare drumuri de interes local satele Scorțeni, Florești, Grigoren, Bogdănești, Șerpeni, Comuna Scorțeni, care este în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici. Aici da, prevede scumpirea care. Sunt de acord. Da, și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local venituri și cheltuieli pe anul 2021, trimestru 4. Aici ajutorul de încălzire pentru locuințe, care da, o să intre niște da, bani. Sunt de acord. Da, și articolul numărul 9, întrebări, interpelări, informații, declarații politice, doamna Mihaela. Să ne vedem fizic, da, am primit o propunere să facem ședințele fizic, să ne întâlnim, numai trebuie să îndeplinim să fim vaccinați. Dacă... Da, nu știu, când suntem vaccinați? Suntem?
Nu pot să vă zic eu, nu pot să vă zic eu. Asta o să vadă domnul primar cine ne invită la ședințe. Mulțumim, o zi plăcută! Îl sunăm pe domnul Zanfirescu Mihăiță. Eu să spargă și circă. Aia trebuie să revenim. Bună ziua! Bună ziua! Sunt Delondu, sunt președinte ședință, suntem în ședința ordinară de astăzi. Ai luat la cunoștință ordinea de zi și suplimentarea cu cele trei proiecte, dacă... Suplimentarea, am studiat proiecte, dar ne-am văzut. De acord cu suplimentarea, cum să nu? Da, deci ești de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea, da? Am înțeles. Hai să trecem la articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal din data de 29 a ședinței ordinare. Da, suntem de acord, cum să am înțeles. Articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren pe care sunt edificate case în zona satului Grigoreni, domnul Cotoroacă și domnul Burcă. Da. Dar ce vreau să întreb eu, am văzut adresa făcută către prefect. Da. Și acolo spune că prin hotărârea Consiliului Local se poate dispune scoaterea de sub concesiune. Nu știu, s-a procedat a fost un proiect de hotărâre care scoate sub concesiune? Păi nu știu, cred că acest proiect e... ce să zic. Domn secretar, dacă... Este, acum sunt. Conform, vă salut, domnul consilier. Să trăiți. De ceea ce vreau să vă spun este că, așa cum am discutat și cu domnul primar și cu domnul președinte de ședință, deci contractele sunt făcute pe 25 de ani, da? Așa, deci ele pot fi diminuate conform prevederilor contractuale cu 10 rate trimestriale. Deci asta ar veni o diminuare cu 2 ani jumate. Problema este că acum contractul este în vigoare pe 25 de ani. Adresele pe care le-am înaintat noi la Consiliul Județean și la Instituția Prefectului pe latură juridică, ele nu că trebuie scoase din concesiuni. Contractul funcționează. Dar vânzarea peste termen este aprobată de Consiliul Local. Deci asta e problema. De asta ne-au și transmis problema asta să o discutăm noi prin hotărârea Consiliului Local. Deci, da, eu am zis că prioritar era să scoatem, nu știu, așa... Nu, n-ai cum să-l scoți, dosarul este funcționând, deci el funcționează, este pe 25 de ani. Dar problema este că dacă se face peste termen, deci trebuie să rezolvate treburile astea numai prin hotărârea Consiliului Local. Dacă Consiliul Local hotărăște să vinde peste termen, noi ca instituție executivă trebuie să ne supunem hotărârii deliberative a Consiliului Local. N-ai cum să scoți terenul din concesiune, nu, nu. O aprobare de scoatere din concesiune.
Nu, este, acum se face evaluarea terenului, așa cum am procedat și pentru cetățenii care au fost, care deja aveau 25 de ani. Acum, noi am cerut sprijinul și lămuriri suplimentare la comisiile județene juridice, să vedem care ar fi o procedură, pentru că va veni Curtea de Conturi și o să-l întreb. Zic, băi, dar cum ați vândut voi, din moment ce nu s-au împlinit 25 de ani? De ce? Da. Da, problema, v-am spus, da, v-am spus, problema care se pune este forma asta de interpretare că nu sunt 25 de ani. Deci aici chiar discutam cu domnul președinte, domnul primar și la contabilitate că e o chestie de interpretare și ei zice, domnule, au dat-o rapid prin rezolvare la Consiliul Local. Una peste alta, da, au dat o pispinarea noastră a Consiliului Local ca să... Am înțeles, mulțumesc. Bine, atunci, trecem la articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului. Da, da, aici aveți dreptate, pentru că noi, înainte era regulamentul întocmit în baza legii administrației 215, acum o trebuie să-l actualizăm conform OG-ului 57 pe 2019. Corect, corect. Da. De, asta e problema, domnul consilier. Da, da, deci cum credeți? Ești de acord, da? Așa, la articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7 a 2 a 3 din HCL-ul numărul 27 din 25-6-2021. Aici este treabă modificări la codul fiscal pentru stabilirea impozitelor și a taxelor pentru 2022. Codul fiscal. Codul fiscal, da, da, da. Da, am înțeles, este la mașini, peste, nu știu câte așa, știi. Da. Nu, la impozit, da. Da, da, da. Da, sunt de acord, am văzut de sigur. Și cred că este și reactualizat cu funcții de inflație. Totul, da, e conform fiscului. Da, la articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a personalului da, lider. Da, da, da. Trecem la suplimentare. Articolul numărul 6, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Gheorghiță Anton Cătălin pentru ședințele din adunarea generală a acționarilor la CRAC. Da, am luat ședințe să ne reprezinte și... Da, da, da. Da, articolul numărul... care am zis... 7, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local în satele Scorțeni, Florești, Grigoren, Bogdănești, Șerpeni, care este în faza Dali. Proiectul este aprobat, este... scumpirea, prețurile care au explodat și e o reactualizare a devizului final. Am înțeles, da, 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 sunt de acord, normal, că este pentru dezvoltarea comunității, da, trebuie să intrăm și mai rând cu... Am înțeles, și articolul numărul 8, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Aici e ajutorul de încălzire pentru locuințe, care o să intre bani. Deocamdată, sperăm la o nouă rectificare, dacă ne-o dă pe 25 decembrie. Da, 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 da. Moș Crăciun. Da. O punem tot la Moș Crăciun. Da, la Moș Crăciun poate, da, o să fie mai... Da.
Da, bineînțeles, și mai avem un articol numărul 9. Întrebări, interpelări, informări, declarații politice. Da, asta o să discutăm, că nu o să ne întâlnim și noi fizic, poate o să... Am primit o propunere, dacă suntem vaccinați cu toții, să ne adunăm și fizic. Acum... Da, păi, da, o scară nu să fie vaccinat, să faci test. Da. Test, pise. Eu sunt acord să ne întâlnim fizic, normal. Da, nu știu, acum am văzut că au diședinți, sunt prea cinci, că am mai văzut și la Bacău și la Consiliul Local Bacău, sunt prea fizic. Am înțeles, da, că asta... În funcție cine ne invită la ședințe, poate să facă și cine suntem vaccinați, cine nu, teste și ne întâlnim și fizic. Faci test rapid, asta este o regulă, cine vrea să participe fizic, să aibă test sau vaccinul. Ai greu din 5 să dai 2. Da, mai puțin. Da, deci propunerea rămâne valabilă, urmăm să vedem cum. Am înțeles, Mihaiță, mulțumim și o zi plăcută. Palcău sau ce? Palcău, pe domnul Palcău. Parcă am scris-o de acolo. Da. Falcău și Cic. Nenea Ondu, el închide parohia aceea. Momentan, clientul apelat nu poate... Să ne-am percep că-și mai revenim după? Da. Salut, Ionuț, te-am resunat. Poți să vorbești acum, da? Da, suntem în ședința ordinară de astăzi. Ai luat la cunoștință cu ordinea de zi. Da. Și cu suplimentarea cu cele trei proiecte de hotărâre. Cum pledezi, dacă ești de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea? Da. Ești de acord, da? Atunci să trecem... Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.10. Dacă ai discuții, ești de acord? Sunt de acord. Am înțeles. Stai să vedem ce pe unul aici. Deci, da. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren pe care sunt edificate case în zona satului Grigoreni. Este vorba de domnul Potoroacă și domnul Burcă. Dacă ai discuții pe tema acestui proiect. Da, aș avea discut ceva. Am primit la MAP două rapoarte de evaluare teren intrabil, da? Da. Și eu două clauze care s-ar putea să fie o problemă. Deci ei poate să cumpere terenul, una dintre clauze, poate să cumpere terenul cu 2 ani jumate mai degrabă, plătind
aferent la trimestrele, pe trimestru. Și parcă asta era, nu, clauza cea mai... E contractul pe 25 de ani. Contractul este pe 25 de ani, teoretic și legal, poate să-l cumpere la 22 de ani jumate. Da, exact. Mai am de vorbit cu la telefon. Exact, am văzut la unul dintre ei, au trecut 15 la altul 11, ceva de genul. Da. Nu știu dacă suntem în măsură de a face noi o romlărie prin legii, să spun așa, ca să putem da în concesiune. În concesiune, la vânzare, practic, de parcele de pământ. A fost acum ceva timp, de mult, aceeași situație cu cei care au luat de la CEAP-ul, nu? Partea respectivă. Dar la ei au trecut ani. A trecut perioada respectivă, adică era legal... Să nu mă vrea pe Adi, ce nu răspunde. Vezi cineva să mă... Aceste da. Rapoarte de evaluare, da. Practic am văzut, da. Nu știu, sunt întocmite de către de aceeași firmă, de același evaluator, ambele parcele de pământ fiind în aceeași localitate, una este dată cu preț de 1,01 1 euro 0,1 și una este dată cu 1,04 euro. Nu știu dacă ați observat. Dar cred că nu sunt vecini. Sunt vecini cumva? Nu. Nu știu. Un singur amplasament. 1,01 e cel care e mai la stradă, 1,04 e cel care e mai la deal, după cum se vede în poza respectivă, la fiecare raport. Rapoartele respective, într-un anumit punct, există specificația felul următor. Două secunde să și găsesc. Două secunde. Ok, nu văd acum, dar oricum am zis. Este specificat că aceste rapoarte de evaluare pot fi folosite, da, pentru concesiune. Înțelegeți? Deci, făcute rapoarte de evaluare, îți date prețurile respective de 563 de euro, respectiv 1000 și un pic de euro, da? Dar ele, acolo undeva, este specificat că pot fi folosite aceste evaluări doar pentru, da, am găsit, scopul raportului de evaluare este estimarea valorii de piață a terenului în ipoteza concesionării. Da? Nu a vânzării. Dumneavoastră, un act dintre acele două, vedeți că sunt, practic, făcute referințe respective, nu după prima pagină cu poza, următoarea pagină, da? Unde scrie către domnul Burcă, la celălalt, către domnul Cotoroasa, mai jos, unde scrie scopul, da? Scrie raport de evaluare, raportul de evaluare este scopul raportului de evaluare este estimarea valorii de piață a terenului în ipoteza concesionării. Da? Da. Deci rapoartele respective au fost făcute, nu știu, probabil o greșeală sau ceva de genul. Posibil. Înțeles. Una peste alta. Acum, în urma asta, cum pledăm? Eu mă abțin la da? Acest punct, pentru că nu știu legalitatea acestea. Sunt doar aceste de cea trecut din 25. Am înțeles. Contractul respectiv, la mine a apărut și eu, adică în mapa respectivă am și ceva de la Consiliul Județean, în care este specificat niște coduri de articole acolo, adică am spus singura
chestie, doar Consiliul Local poate hotărâi, doar în condițiile legii. Am înțeles, Ionuț. Deci ne abținem de la acest proiect. Da, eu mă abțin la acest proiect pentru că nu sunt nici jurist, nici nu am avut timpul necesar să mă documentez, să vorbesc cu Am înțeles. Trecem la articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului Comunei Scorțeni. Da. La acest proiect, privind aprobarea actualizării regulamentului, am văzut că este specificat acolo trebuie actualizat pentru un nou post de șofer. Ar fi trebuit să fie apăsat și organigram la acest, da, ok, practic ne aprobăm actualizarea regulamentului de organizare și funcționare. Da. Dar dacă vă aduceți aminte când a fost angajat domnul Vasilivu, apoi a stat o perioadă așa angajat, dar am și aducat o organigramă. Și când au venit Curtea de Conturi, s-a și pus repede pentru că au cerut organigrama, odată ce ai angajat o altă persoană. Cu toate că ai făcut trecerea de la școală la primărie, eu am angajat în plus. Ar fi trebuit să fie, din momentul când a fost angajat domnul Arma de primărie, ar fi trebuit să fie aprobat inclusiv organigrama, extinderea organigramei. Pentru că, practic, noi acolo avem locurile care sunt, de exemplu, șofer, cum i-a angajat domnul Aron, da? Dar orice organigramă este aprobată de Consiliul Local. Aici, domnul Cepcă, îmi dați voi să vă completez cu niște prevederi legale. Așa, vreau să vă spun că Comuna Scorțeni, conform ordinul primit de la prefectură, sunt niște hotărâri, niște ordine al prefectului, care Comuna Scorțeni are dreptul la 25 angajați, da? Noi în organigramă, mă ascultați un pic? Așa, prin care ele sunt prinse, că sunt ocupate, că nu sunt ocupate, deci ele sunt prinse. Noi nu putem modifica mai mult organigrama de mai mult de 25 persoane. Când el spune vacant, s-a ocupat, da? Ei, când se vine să face transferul sau să scoate la concurs, ocuparea acestor posturi se vor transmite atât la ITM Bacău, cât și la ANFF București. Deci ele sunt prinse, nu s-au constituit alte posturi, ele sunt prinse în organigramă, așa cum dumneavoastră ați aprobat-o, deci ele nu suportă alte încadrări. Numai că ele sunt, în baza unui concurs, să transmit la ITM dacă e contractual sau la Agenția Națională a Funcționarului Public București, dacă este funcționar public. Asta vrea să vă fac o remarcă. Sigur. Numai ele sunt, numai că acolo scrie vacant sau ocupat. Când este vacant, în urma la asta se transmite rapid. Se deschide revisalul pe ITM, dacă e contractual, sau dacă este pe el, se transmite la ANFP în baza protocolului încheiat între primărie și Agenția Națională a Funcționarului Public. Da, ok. Da. Sigur, dar nu ne putem, că altfel ne permite prefectura să mai facem încadrări și să mai facem diminuări. Dacă vorbim cu diminuări, e treaba instituțiilor statului. Da, cum pledezi la acest articol? Da, sunt de acord cu acest articol. Așa, trecem la articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7, a 2, a 3 din HCL-ul numărul 27 din 25-6-2021. Aici prevede modificări la codul fiscal pentru taxe și impozite pe anul 2022. Da, sunt de acord, sunt niște chestii care se fac normal la sfârșitul anului. Am înțeles. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a personalului didactic de la școala gimnazială Scorțeni. Sunt de acord. Trecem la suplimentare. Articolul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al domnului Anton Gheorghiță Cătălin în ședințele adunării generale de la CRAB. Sunt de acord. Sunt de acord. Articolul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local satele Scorțeni, Florești, Grigoren, Bogdănești, Șerpeni, care este în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici și aici prevede scumpirea materialelor reactualizat. Aici aș avea de adus niște precizări. Da. M-am gândit împotrivă cu el. Știu, din cauza scumpirilor se fac treburile acestea, dar am studiat un pic acest document.
local, cine se ocupă de fiecare proiect în parte, da? Inclusiv de grădiniță, că este alie pietonală, ce mai e, ar trebui să știm și noi cine dirigintă. De exemplu, vă dau un exemplu, la dirigintă de șantier la această lucrare de drumuri, da? Banii care revin lui este 1.650.000 de lei noi, adică 16 miliarde. Da? Costul de a face această porțiune de drum de 10.000 de metri, adică 10 km, dar pe drumuri comunale, asfaltale, da? Costul doar la drumul, fără podeți, fără nimic, e 10 milioane de lei. Adică costul pentru dirigintele de șantier este doar din asfaltare de drum undeva 15%. Dirigintele de șantier ar trebui să fie parte, este plătit din banii respectivi, dar ar trebui să fie parte și să țină partea Consiliul Local, a primăriei, da? Nu a firmei respective, pentru că banii respectivi sunt plătiți ca el, da? Să respecte anumite reguli, anumite parametri și tot ceea ce înseamnă calitatea materialelor și tot ceea ce se face acolo. Așa că aș vrea să știu, eu personal nu știu dacă și ceilalți vor, aș vrea să știu și cine se ocupă ca și dirigintă de șantier. Nu știu dacă în acest proiect deja este stabilit, dar la proiectele care le avem în derulare, adică pretonală, grădinița. Eu vin și suplimentez, eu l-aș și invita în ședințele noastre, care poate pe viitor vor fi fizic, ca să stea alături de noi, ca să-l cunoaștem, să știm ce mentalități și ce... Dar de obicei știu că ăștia sunt pretențioși și nu vin. Până viitor. Da, deci... Nu poate lămuri, pentru că el, practic, imaginea noastră, adică persoana noastră delegată, ca să facă lucrarea ca lui. Am înțeles, a consemnat domnul secretar pentru prima ședință fizică să fie invitat și toți diriginții la ce proiecte avem. Și ceea ce mai aveam de spus tot la acest proiect, cheltuieli, sunt multe puncte acolo prevăzute, 5, 3, 3, 8, 1, sunt multe paragrafe. De exemplu, cheltuieli diverse și neprevăzute. S-ar prețuri, iar nu știi. Destui bani. Da, deci... Sunt bani care, practic, firma respectivă ia lucrarea respectivă cu săcaie de sarci, cu licitații, cum se ia, și apoi apar tot felul de cheltuieli neprevăzute, care, practic, banii și ea, aceia sunt băgați în costul. Dar la sfârșit, indiferent dacă apar cheltuieli sau nu apar, banii respectivi rămân acolo. Dacă apar, îi face cheltuieli, dacă nu apar, rămân acolo. Domnul Cip, dacă îmi permite să fac o intervenție. Noi aici lucrăm pe baza unui aprobarea unui deviz care știți, o mai fost aprobat odată. Acum Dumnezeu cu mila să știm cum mai sar prețurile, că poate prin ianuarie-februarie o să mai cerem un deviz. Sincer să vă spun, da, eu, deci dacă mai aveți ceva, eu nu vă invit, ca de obicei, cum vă spun. Dacă mai sunt ceva neclarități, că nici noi ați văzut că am aprobat, mi se pare, în august devizul. Acum, conformă, când s-a scos la licitație, nu s-a înscris nimeni că nu li mai permite buzunarul nici la constructor, că prețurile au luat-o și dumneavoastră vedeți cum îs. Părerea mea, dar ori pentru oricine lămuriri, ușile la noi la primărie sunt deschise oricând să, pentru a lămuri situația, că nici eu nu le știu pe toate, sincer vă spun. Da, Ionuț, cum pledăm la acest proiect? Da, sunt de acord. Da? Nu mi-am notat aici. Da, 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 am notat. Am notat. Trecem la articolul numărul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, trimestru 4. Aici prevede ajutorul de încălzire pentru locuințe care s-a dat. O să intre banii sprinși în buget. Da, 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 sunt de acord. Da, și mai avem un articol 9. Întrebări, interpelări, informații, declarații politice. Da. Ar trebui
instituțiilor publice, cele care ar fi trebuit să le avem și noi la începutul anului, după aprobarea bugetului. Orice modificare ar fi trebuit să treacă prin fața Consiliului Local, să știm despre ce e vorba. Că e o achiziție care a apărut, trebuie făcută, că e o achiziție care, nu știu, nu mai... Dar, în general, cele care apar, nu care dispar. Care dispar, cu siguranță nu s-a găsit un partener, un contractant și ce contează. Asta aș vrea, în primul rând. Apoi, banii care au venit ședința trecută, dacă mă și eu, sau cu două ședințe, au fost în semn de rectificare, cred că cu două ședințe, banii pentru drumuri și cei care au venit de la Consiliul Județean, în urma ceea ce s-a stricat, s-au stricat drumurile, au trebuit să le facă. Era vreo 1.600.000, nu mai știu exact. S-au folosit, s-au făcut ceva lucrări. Direct domnul primar, că o să-l întreb unde au pus, ce au pus, știu că au achiziționat materiale. Nu este acum. Au pus, nu este în prezent aici. Apoi, ok. Șanț, am văzut un șanț de la, probabil, de la conducta care s-a tras pe strugari, acolo, pe tepărul, la drum, de la pustera în partea cealaltă. Am văzut un șanț făcut pe partea cealaltă de drumul principal, adică pe stânga venind de la Bacros pe Mânești, pe partea drumului. Ce reprezintă acest șanț, dacă știți? Nu pot să te ajut aici. Am văzut și un excavator ieri pe acolo. Nu pot să te ajut aici. Da, toate acestea pot să le discuți direct cu domnul primar, el știe ce are și... Da, dansuri? S-au mai făcut? Se mai plătesc? Dansurile? Da. Doar între noi dacă dansă. Mai departe, televiziunea? Televiziunea e alături de noi, ne vezi... Ne vezi, nu live, dar... înregistrat. Ședința este televizată, înregistrată și televizată. Da. Ce televizăm? Ce televizăm, practic? Televizăm că vorbim la telefon? Exact. S-a propus acum recent de consilieri care sunt vaccinați să ne întâlnim fizic. Sau cei care nu sunt vaccinați cu un test PCR și ne putem întâlni oricând și fizic. După ce am aprobat noi în buget, trebuie să știi și tu, nu s-a pus așa ceva. Nu este nimic. Nu este pus nimic. Dar vine o rectificare, acum am înțeles, dacă o face guvernul, noul guvern. Da. Și posibil să aprobăm, să discutăm cu domnul primar, cu doamna contabilă, cu domnul secretar, cu toți de aici, să punem ceva bani și pentru așa ceva. Da. Ce am aprobat noi, n-au fost bani puși pentru așa ceva, că tot de frica pandemiei, cu toate copiii duc mai departe aceste obiceiuri, aceste... Da. Și să chinui săracii, să închiriezi o grămadă de treburi. Ar trebui sprijiniți. Ar trebui. Luați legătura cu domnul primar și forțați-i buzunarul. Da. Da. Lucrarea nu este în procent
de 80% finalizat ca să se dea acțiunea. Da, vorbim de centru aici, zici tu, nu de... Calea care ține de la școală, da, a gredit. Amenajare centru. A, ăla e prins în proiectul ăla, amenajare centru. Așa. Deci, da, da. Practic, undeva la 20%, nu am calculat, dar... Păi în fața grădiniții nu este terminat, încă mai duc, deci după terminarea grădiniței, cred că o să... Nu este terminată, dar dacă noi avem o lucrare... Să-mi dați banii în avans? Deci ce zice doamna contabilă, bani nu sunt dați în avans decât pe ce s-a lucrat. Eu vă spun în felul următor. Aleea, eu cum am văzut-o, da, și în proiect inițial cum a fost și cum este în stadiul acesta, aleea ar fi trebuit să fie undeva la 80%. Da? Eu din ce văd eu acolo e undeva la 50%. Nu poți să-ți dai eu procentaje. Eu vă dau un exemplu, da? Simplu. Am plătit 80% din bani, că nu am de 50% cât e lucrare, da? Aici, da, dirigintele de șantier a spus că s-a făcut lucrare, ok, dar noi n-am discutat toată dirigintele de șantier, exact cum am discutat. Discuția cu doamna contabilă a fost, nu s-a dat niciun ban în avans față de lucrarea... Este situație de lucrări care este vizată de dirigintele de șantier, care este specialistul în domeniu. Deci aici nu pot să mă exprim eu că am dat în avans bani sau nu. Deci el răspunde, nu răspund eu de cantități. Eu știu, am înțeles, de asta spun că dirigintele șantier trebuie să le reprezinte pe noi, nu firma respectivă. Păi asta o discutați cu domnul primar, vreți să vorbiți cu dirigintele de șantier, îl sunați, vorbiți? Banii sunt făcuți, sunt plătiți undeva la 80%. Vă dau un exemplu simplu. Cum a fost și la baza sportivă, la un moment dat. Firma a luat 80% din bani, lucrarea a dus-o în 50%, da? În iarna asta nu mai face nimic, la primăvară ar trebui să apuci. Intră în faliment. Noi am rămas cu banii 30%, dar sunt lucrarea neafiind finalizată până în domeniul respectiv. Cine răspunde? Deci trebuie și atât, nu pot fi. Dirigintele de șantier, deci, în urma raportului dirigintelui de șantier, intră el penal dacă lucrarea este mai puțină față de cât a declarat. Este simplu. Da, simplu vă spun și că dirigintele șantierului nu a făcut nimic din partea noastră, din punctul meu de vedere, pentru că el deja, fiind acolo prezent aproape continuu la lucrare, s-a făcut armătura respectivă, care armătura respectivă nu o să ajute cu nimic la drumul care va fi făcut către grădinița în sus. Nu știm, asta ne depășește pe noi ca și calitate. Păi da, ne depășește ca și calitate, îți bani aruncat în plus, aiurea. Era mai bine să nu facem. Nu, e bine să facem, dar să ținem control și chestiile, dar să nu ajungem cum am ajuns la baza sportivă. Că s-a intrat în litigiu cu firma respectivă, discuții și tot felul de probleme și apoi am început să căutăm alte firme să ne facă acoperiș, nu? Dar nu era nimeni de vină că societatea care a câștigat licitația la baza sportivă a intrat în faliment. Păi, cine era de vină? A fost o licitație, firma a câștigat corect, primăria trebuia să încheie contractul cu firma respectivă. Când mai târziu au intrat ei în faliment, asta e o altă problemă. Nu poți să știi dinainte că firma intră în faliment și tu nu mai închei contractul. Cine asta spun, doamnă, poți anticipa? Și discuțiile din partea primăriei cu dirigintele șantier, adică să fie corect și concret asupra actelor și asupra plăților care trebuie efectuate. Să nu ne trezim că tot timpul noi impus nu știu cât și de fapt lucrarea nu-i făcută, intră în faliment și stai să mai... Legătura cu firma constructoare, cu dirigentul de șantier, o ține domnul primar, că el este ordonatorul de credite. Trebuie să evităm chestia asta cu instanță, cu atașa titurată și o să rămânem și nici cu lucrarea făcută și în instanță și nici cu banii. Țineți legătura cu domnul primar, că el îi reprezintă unitatea administrativă. Da, ca și propunere, să tragem o concluzie, am vorbit asta. Ca și propunere, ce propui? Discuție cu, exact cum am discutat înainte, discuție cu dirigintele de șantier. Am consemnat că o să-l invităm la ședință. Când o să ne întâlnim fizic? Da. Da, altceva. Vă spusesem eu, am zis de mai multe ori și am văzut că s-a făcut drumul de la școală cu șanța respectivă. Am văzut că s-a făcut lilaj, s-a făcut tot. A fost plătit? Da.
Da, și normal că a fost plătit. Da? 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 Da. Deci ar trebui să o vedem în următoarea... O să fie într-o execuție bugetară. Uh-huh. O să apară ca cheltuială, execuția bugetară la trimestrul 4. Ok. Bine, cam atât am avut de spus. Da, mulțumim, o zi bună! Sunăm pe domnul Palfeu, Adrian. La fie acasă? Ei, răspund. Da? Bă, îmi place, e interesat băiatul de... A, așa da. Trebuie să fie, tăți consiliere. Dar să vină și aici, să mă cear relații, că bine le găsești. Da? Vii treaba mea, plăcere. Ei, dă-mi frumos pe cameră. Bună ziua! Adrian Ondu sunt, Sândelu Ondu, care mă cunoaște, suntem în ședința ordinară. Dacă ați luat la cunoștință ordinea de zi și suplimentarea cu cele trei proiecte, hai. Am luat la cunoștință ordinea de zi și suplimentarea, sunt de acord. Ești de acord, da. Mulțumim. Da. Trecem la articolul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.10. Da, sunt de acord. Deci suntem de acord. Articolul 2, proiect de hotărâre privind însușirea raporturilor de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a celor două parcele de teren din zona satului Grigoreni, domnul Poturoasă și domnul Burcă. Am văzut despre ce vorba, am văzut că domnul primar a anunțat și o cerere instituției prefectului, aceștia au răspuns, dar nu există probleme legale, sunt de acord și cu prețul de vânzare stabilit la lucrurile care s-a stabilit. Deci ești de acord. Așa, articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a primarului. Da. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 7 a 2 și a 3 din HCL-ul numărul 27 din 25-6-2021, care prevede modificări la codul fiscal pentru taxe impozite anul 2020. Am văzut că au stabilit alt curs de vânzare-cumpărare al euro și implicit să modifică și aceste puncte, da, sunt de acord. Așa. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a personalului didactic. Da, sunt de acord. Nu mai continuat, am în față desfășurătorul, știu ce scrie în el, sunt de acord. Așa, la suplimentare, articolul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului permanent al... Da, articolul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local în satele Scorțeni, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Șerpeni, în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici. Da, am văzut nouul deviz, două în care eliminat 475-945, știți cumva cât era cel vechi? Știu că l-am mai votat odată, dar nu mai țin minte câte era încă o dată. Era mai mică. Nu le-am mai găsit. Da, era cu prețurile cum erau înainte. Nu știu exact să-ți dau. Îl găsim în HCL. Da, îl găsim în HCL. Da, sunt de acord. Dar nu, adică poate știți dumneavoastră că eu l-am căutat și n-am mai găsit hârtiile. Dar sunt de acord. Ei, ăștia cu cât? Au scumpit, cu 100%, cred că era jumătate. Da. Și articolul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului, nu, ăsta ți l-am citit, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, venituri și cheltuieli pe anul 2021, trimestru 4, care prevede ajutorul de încălzire pentru locuințe. Care... Da, am văzut că am intrat 180 de lei și se duc pe ajutor de încălzire, da, așa, și articolul numărul 9, întrebări, interpelări, informații, declarații politice. Da, este domnul primar acolo să-mi răspund doar la o întrebare, că tot acel nu mai țin mic. Îl avem pe domnul secretar. Nu. A, știți cumva dacă am votat vreodată vreun proiect prin care se implementa programul ghișeul.ro, da. Prin care... Da, este.
Da, este, este. Ce zici, este, este, este în implementare. Este. Da, este și acum este în fază de implementare, da? Da, păi este dat, este încheiat contract cu o bancă și este dat la Nicheta Diana, la impozite și taxe. Da, 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 știu că până la sfârșitul anului de decembrie anul trebuie să trebuie să fie implementat, nu? Păi. Ceva de genul ăsta. Are sarcină de serviciu, trebuie să implementeze. A, da, cred că este un lucru bun acest Chișeu.ro. Am văzut că cetățenii pot plăti taxe fără să mai deplaseze de la instituțiile. Da, 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 da. Și chiar ok. Deci și lumea, dacă ne-a spus care ori să aibă conectarea, să vă ascult de această ședință sau care așa, să știe că pot plăti taxe, trebuie să ducă la primărie, să întrebe doar despre parola și numele de utilizator pe care va da primarul în moment ce este implementat proiectul. Da, vor plăti cumva online, de pe asta înseamnă că și eu cum. Cei care doresc și cei care vor, dar este un lucru bun și nu știam dacă a fost implementat sau nu. Știu că vă stabiliți odată un comitet. Da, este, este. Nu știam dacă este implementat, doar atât vreau să spun. Nu este finalizat, din câte știu eu, nu știu ce a mai făcut colega, dar este încheiat contract cu banca, este, deci sunt deschise conturile la bancă. Deci... Ah, e ok. Bine, bine, da. Mulțumesc, mulțumesc. Cu plăcere. Și am mai o întrebare. Domnul Sander, știți că a venit la noi o dată în Consiliu domnul cel cu, cum a zis, Calea? Da, domnul Calea. Mi s-a rezolvat problema? Păi s-a lucrat acolo, ce informația am, s-a, nu s-a lucrat la fosa asetică. S-a lucrat și încă se mai lucrează. S-a lucrat și încă se lucrează. Este firmă ceva? Da, este o firmă. A luat legătura și cu domnul Caleab ca să nu mai fie discuții. Da, da, da. Și zice, am întrebat, ați nu avut impresia că a venit domnul în Consiliu și am zis că doamne, nici Consiliu nu reușe să mă ajute. Nici nimeni măcar să aibă, nu să fie cu inima păcată, că s-au făcut toate demersurile necesare. Da, nu, deci firma care construiește acolo a luat legătura și cu domnul Caleab ca să cadă de comun acord, să nu mai fie discuții și domnul Caleab să nu ne mai facă reclamații și cu domnul primar au discutat. Mai mult nu pot să vă zic, știu că se lucrează. Da, nu, e suficient, dacă știți că s-au demarat lucrările în trimisa asta, nu ok. Da, bine, da. Cu plăcere. Sănătate, mulțumim și noi. Sănătate. Dăm cuvântul lui domnul președinte. Acum să așteptăm și... Deci eu sunt de acord cu toate proiectele. La proiectul numărul 2, cel cu casele, domnului... Burcă și domnului Burcă Potoroac. Și domnul Potoroacă. În prealabil au concesionat terenul și au făcut case. Sunt de acord cu vânzarea ca să fie proprietar. Dar cum au mai zis și colegii și cum am menționat și eu, ei poate să le cumpere legal după contractul care l-au făcut la cumpărare cu 2 ani jumătate înainte de termen, plătind pe acele trimestre. Deci să se consemneze, sunt de acord cu acest proiect, dar ca să fie în legalitate, după părerea mea, ar trebui să plătească toți anii rămași până la data de, până la 25 de ani, ca noi Consiliul Local să nu avem vreo problemă legală. Asta este părerea mea. De să plătească fiecare cât i-a rămas până la 25 de ani, pe fiecare trimestru, cât asta. Dacă sunt de acord și ei, eu votez cu da, numai cu această mențiune. Păi da, ori da, ori vă abțineți. Sau cum să facem aici, cum trecem? Dacă în, sunt de acord, adică cum să zic, dacă sunt de acord cu asta, deci plata pe toți anii până la 25 de ani. Păi n-ai, dar nu s-au obținut. Păi nu știu, păi ori da, ori vă abțineți, ori nu. Adică sunt trei răspunsuri. Da, deci atunci mă abțin. Așa. Și o să revenim la acestui proiect de hotărâre, că nu stă, trebuie să se facă mâine, o să revenim asupra lui, că nu putem să luăm, deci cum zice în contract, ei poate să cumpere cu 2 ani jumătate înainte, trimestrele alea, câte, 10 trimestre sau cât? Da, 10 trimestre. 10 trimestre, da? Ca să fie legal și să fie și cu cei care au plătit 25 de ani, nu putem la 15 ani de zile să plătească numai
pentru două trimestre și asta. Și restul de ani, dacă așa a fost făcut contractul, sau modificăm contractul care este. Contractul este derulare, nu, e foarte deci, greu. Tot prin hotărârea Consiliului Local se face, iară intrăm în polemică. Dar o să vedem când facem calcul, să vedem câte persoane sunt absent, câte sunt, câte persoane sunt pietru și atunci o să lămurim situația sub aspectul ăsta. Da, ca și încheiere de ședință, să consemnăm, deci s-au aprobat, două secunde, da, s-au aprobat toate proiectele, la abțineri, proiectul numărul 2, avem, să luăm așa, numărăm, deci 1, abținere 2, 3, 4, 4, 5, 6, 1, 6, aici o să fie 5, că avem 1 cu 1 aici, da? Deci aici vine 1, restul se abține. Deci avem două voturi cu 1 la proiectul numărul 2, a caselor. Nu, două voturi, da. Două voturi cu nu și abțineri avem 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 abțineri. Deci nu a trecut. Deci 6 abțineri cu două voturi avem 8. Și mai avem parte din partea domnului Beța Toni la proiectul numărul 3, o abținere. La proiectul numărul 3, o abținere. O abținere. Abținere, să-i cu rof. Nere. Rof. Ok, rest înseamnă 12 pentru. Da, domnul președinte, am da, declar închisă ședința de astăzi, am făcut vorum. 13 cu 13. Mulțumim și o zi plăcută. Mulțumim, domn președinte. Ne vedem cu drag.